Bună seara, stimați telespectatori, și bine v-am regăsit la Neconvențional, o emisiune care astăzi l-are invitat pe antrenorul Petrolului, fostul internațional Dinu Viorel Moldovan. Bine ai venit, Viorel, și bine te-am regăsit pentru prima Bună dată seara. În studio. Mă bucur. Sperăm că nu este pentru ultima dată când vei veni. Cum bine știi, rezultatele echipei sunt cele care te țin și tu pe ea ca și echipă. Dinu Viorel Moldovan, acum o lună am plinit 48 de ani, așadar este născut la 8 iulie 1972, născut la Bistrița, de formație atacant, un atacant care a înscris nenumărate goluri pentru echipele românești, unde a evoluat echipa națională, echipele din străinătate. Este căsătorit cu Elena, cei doi au împreună doi copii, pe Gianluca și pe Francesca. Gianluca a cochetat cu fotbalul, Viorel l-a dus pe la Nantes, apoi pe la Rapid, dar s-a dovedit că până la urmă nu a fost ceea ce și-a dorit copilul. Știți cum este acum, când vrea copilul să facă ceva, face, dacă nu face, nu fac, degeaba vor părinții. În schimb, Francesca, domnișoară, a reușit până la urmă să termine un management hotelier la Bruxelles. Îi place foarte mult echitația. Viorel i-a pus pe tavă tot ce și-a dorit în ideea de a face acest sport nobil. La un moment dat, acum vreo 2 ani, dacă mi-aduc aminte, erau și câțiva căluți în zonă, vreo 4 sau ceva de genul ăsta. Greu cu sportul ăsta. E foarte greu, într-adevăr. Și când te prinde... Nu te mai lasă. E din ce în ce mai greu. Din ce în ce mai greu, da. Am investit foarte mult, dar mă bucur că am reușit să... Păi merită, că să îi satisfac plăcerea asta. Plăcerea fetiței mele. Este și cetățean de onoare al municipiului Bistrița de 18 ani, parcă din 2002 ai fost făcut cetățean de onoare. A făcut junioratul la Gloria Bistrița, 88-89, iar din 1989 a jucat pentru echipa mare, 4 ani, 88 de partide, 22 de goluri. Prestația pe care a avut-o la Bistrița i-a netezit drumul către o echipă de valoare a campionatului românesc, vorbim despre Dinamo București. La Dinamo a stat 2 sezoane, l-a văzut toată Europa, ca să spun așa, și de aici începe lunga sagă a lui Moldobut, cum îi spuneau francezii, prin Europa și nu numai. A jucat la Neuchâtel, la Grasshoppers, la Coventry, la Fenerbahce, Nantes, am pasat, așa, a trecut și prin Emiratele Arabe Unite, la Alva, da, dar nu i-a plăcut. Nu i-a plăcut și a și plecat. Nantes l-a reprimit și apoi Servet. După ce a terminat la Servet în 2005, a admis să vină în România. Probabil că urmau ultimii 1-2 ani care să își spună amprenta pe cântecul de lebăda lui Viorel Moldovan. A mers la Timișoara, unde a jucat pentru Poliaec și, finalmente, a încheiat la Rapid București. A înscris aproape 200 de goluri pe unde a trecut și 25 pentru echipa națională, echipa națională pe care vreme de 11 ani, din 2006, din 96 până în 2007. 94, am fost și în lotul, și în lotul celor care mici. A participat la campionatul mondial din America, și apoi europenele, ai bifat toate competițiile, practic. Ca și echipe antrenate, Vasluiu, Brașovul, Sportul, Rapidul, echipa U21 a României, apoi echipa națională a României din lotul în care a făcut parte. Atunci era parcă Angel Iordănescu. Angel Iordănescu, da, în calitate de selecționer. Tu erai în staff, în stafful echipei. Apoi în 2016 a fost la Auxerre, a antrenat un pic pe la Auxerre și a revenit pentru o ambiție personală de a antrena în România. A preluat Chindia Târgoviște în 2018, 2 sezoane, un sezon și până la play-out-ul acestui an. A promovat-o echipa atunci când nimeni nu-i dădea nicio șansă Târgoviștei. A dus-o până unde a dus-o și în momentul intrării în play-out, după
practic pe două meciuri. Nu, practic la finalul contractului. Sau chiar la finalul contractului te-ai... La finalul contractului... Ai spus pas, ca să spun așa. Patru competiții majore la care a participat. Probabil că nu o să se mai întâlnească așa ceva la nivelul României din acest moment și până nu mai fi, în ideea în care 94 și 98 la campionatele mondiale, 96 și 2000 pentru campionatele europene, o adevărată plăcere să vezi fotbalul acelor vremuri și mai ales fotbaliștii care evoluau la televiziune. Începem direct și îl întrebăm pe Viorel Moldovan. De fapt, îi aducem în aminte faptul că în 1990, la 21 octombrie, ai fost aruncat în luptă de un antrenor care ți-a fost extrem de apropiat, vorbesc de Remus Vlad, un antrenor dintr-o bucată, dar care a intuit că un copil care vine de la Centrul de Copii și Juniori al Bistriței poate face saltul către echipa mare și ai promovat pe Ilie Oana. Exact, am debutat în prima ligă pe Ilie Oana, ironia sorții. Ironia sorții. Mi-aduc aminte perfect de acel moment. Am pierdut 1-0 și am intrat undeva, cred că ultimele 15-20 de minute, dacă nu mă înșel. Da, minutul 70. Contra unei echipe foarte bune a Petrolului. Mustea de talent acea echipă la vremea respectivă. A fost pentru mine ceva senzațional să... Debutez la 18 sigur. Ani pe prima scenă fotbalistică. Veneam de la nivelul Ligii a doua, unde la vremea respectivă se juca cu juniori în teren. Mm-hmm. Eram practic eu și Sebastian Moga, cei doi juniori. Era doar un junior în teren, făceam cu schimbul. Am ajuns în prima ligă și, într-adevăr, la Ploiești, a fost debutul meu pe prima scenă fotbalistică. Ați avut în acel an o prestație, eu mi-aduc perfect de bine aminte. Mergeam atunci după toate meciurile Petrolului, fie că era vorba despre acasă, fie că era vorba de deplasare sau în cantonamentele din străinătate. În momentul acela, ați avut în 1990 atunci, unul din cei mai buni ani pe care i-a avut Gloria Bistrița vreodată în Liga I. V-ați clasat pe locul 5. A fost o adevărat, din punctul meu de vedere, revelație, o surpriză mare. Să zicem așa, sigur că da. Ați mai avut toată o prestație și ați fost pe locul 3? Eu eram plecat, cred că nu am prins anul când echipa termina pe locul 3. Dar, într-adevăr, primul sezon de Liga I a fost unul deosebit, cu satisfacția ocupării locului 5. Oricum, era o echipă construită cu jucători de mare calitate, mare experiență, chiar la nivelul Ligii I, la momentul respectiv, câțiva tineri interesanți. Da. A fost un sezon reușit. Eu zic că până la urmă, dacă s-ar fi reușit ca patronul, ce se zice, patronul, menținea acea echipă, eu cred că putea să faceți cu totul și tot o altă figură în campionatul românesc. Da? Erau alte vremuri. Erau vremuri și știți prea bine cum stăteau lucrurile. Da, se putea, se poate putea realiza mult mai mult. Pentru că erau fotbaliști de valoare atunci. Nu aveam nicio problemă în a ne bătea de la egal la egal cu granzii campionatului la vremea respectivă, fiind Steaua și Dinamo. Mai era Universitatea Craiova, care a și reușit să câștige, nu mi-aduc aminte anul, să câștige un titlu de campioană. Bine, vorbind de altă Craiova. Da, erau echipe de tradiție, erau echipe cu fotbaliști de mare calitate, fotbaliști, nu jucători de fotbal. Sigur că da, sigur că da. Toate echipele aveau în componență jucători care puteau face diferența în orice moment și... Au fost vremuri, hai să spun așa, poate puțin mai boeme, un alt fotbal, o altă viziune. Mm-hmm. Nu era atât de încorsetat și, eu știu, atâta de... E patimă multă. Multă patimă pusă și... Bani mulți la mijloc. În momentul de față lucrurile s-au schimbat foarte mult, fotbalul a evoluat enorm de mult și, până la urmă, a devenit un business. Ai spus la un moment dat... Din discuția asta am reținut faptul că atunci erau fotbaliști, nu jucători de fotbal. Ce ai întâlnit la Ploiești aici? Acum, săptămâna asta de când ai venit. Păi în momentul ai de față... Ai întâlnit vreun fotbalist?
avem lupuleți. Lupișori. Lupi cu colț de lapte. De lapte. Să spun așa, să mai... Da, să nuanțez un pic. Nuanțez un pic ideea. Sunt copii care m-au surprins, să știți, plăcut după prima săptămână de antrenamente. Copii care caută să fie receptivi, să asimileze cât mai repede, să transpună în teren ceea ce le cer la antrenamente. Copii care au perspectivă, au anumită calitate, dar sunt frageți și tineri în momentul de față, nedefiniți din punct de vedere fizic. Copii care descoperă, cred eu, în acest moment un anumit nivel de antrenamente și mă bucur că au reușit să le facă față. Nu sunt ușoare, antrenamentele sunt mai degrabă ritmate și sunt diferite forme de jocuri, plus copiii de 2004 care încă nu au o bază dezvoltată din punct de vedere fizic. Sunt de perspectivă, trebuie să-i creștem pe lângă echipă. Vom vedea ce va fi în viitorul apropiat. Normal că ne gândim și analizăm foarte mult, căutăm soluții pentru a întări echipa și a construi o echipă și un lot competitiv care să se bată pentru a promova. Ăsta e obiectivul echipei și altceva nu concep nici eu, nici finanțatorii. Facem eforturi, suntem în discuții cu foarte mulți jucători, sincer sunt destul de obosit după o săptămână, numai pe la 2-3 noaptea mă... Ce faci, urmărești? Urmăresc foarte mulți jucători, nu știu, cred că am pierdut numărul, trebuie să fiu foarte atent și inspirat în a alege împreună cu conducerea să găsim elementele necesare care să ne aducă succesul și să reușim promovarea. Timpul trece ca nebunul, spunea un șlagăr. Asta vreau să vă spun exact, vreau să luat vorba din gură. Din păcate, timpul nu ne avantajează. Suntem puțin în criză de timp. Intrăm în a doua, astăzi am intrat în a doua săptămână de pregătire. Mâine vom avea două antrenamente. Miercuri jucăm un meci amical cu Astra 2. Joi, vineri, din nou două antrenamente. Sâmbătă încercăm să găsim un adversar, să încheiem această săptămână cu un joc amical. Rămâne de văzut săptămâna viitoare în funcție de ce decizie se va lua la nivelul federației, dacă campionatul va începe în 5 septembrie. Eu cred că în 5 septembrie va. Ar fi ideal pentru noi, aș avea mai mult timp, sper eu să ne ajungă anumite elemente cu care suntem în contact, dar preconizăm săptămâna viitoare să urcăm undeva la munte pentru un stagiu de pregătire. Să ne mai strângem, să cunosc din ce în ce mai bine băieții și să construim acel nucleu, acea unitate care să ne aducă succes. Spune-mi, te rog, la un moment dat vorbeai despre băieții ăștia care ar urma sau ar trebui să vină. Ei ar trebui să vină gata să intre în primul, gata să intre în echipă, în primul rând. Adică, perfect antrenați? Păi, cam e așa, complicat, altfel, da, cum să ne gândim? Nu e ușor, într-adevăr. Unii la fel ca și aici în România, au avut competiție și au fost angrenați în competiție. Și nu vă ascund faptul că am reușit achiziționarea a doi jucători. Din punctul meu de vedere, doi jucători foarte buni. Care să te ajute? Un mijlocaș central de origine israeliană, capitanul de echipă de la Hapoel Tel Aviv. Uh-huh. Când ești capitan de echipă la spune o destule. Echipă, spune destule. Eu, de altfel, mă și orientez ca să găsesc astfel de elemente. Uh-huh. Nir Lax se numește, uh-huh. 26 de ani, un mijlocaș central interesant. Trebuie să vină, dar sunt anumite proceduri vis-a-vis de viză și să nu mai vorbesc de coronavirus. E destul de... E un protocol dificil cu Israelul. E foarte complicat. Încercăm să accelerăm cât de mult putem situația și să-l am cât mai repede.
Iarăși, exact, iarăși un fundaș de lateral și mijlocaș de bandă, Ben Levi, de la Hapoel Petah Tikva, cu pașaport românesc, 24 de ani, calități fizice deosebite și abilitate tehnică interesantă, viteză foarte bună. Mai am reușit prelungirea contractului cu Vaiușii, cu Paul Roj, ceea ce este foarte bine și încă și în poartă, analizăm, parcă ai, nu? Căutăm. Parcă și Cezar, parcă. Suntem, da, Cezar Lungu și-a prelungit angajamentul. Manolache, parcă ai zis? Manolache. Asta era mai vechi un pic? Da, erau ceva discuții, din câte am înțeles. Înainte să vin eu, am ofertați, erau ofertați de Craiova, dacă nu greșesc, al lui Mititelu. Da, am reușit prelungirea contractelor anumitor jucători și acum încă suntem la stadiu de discuții, negocieri cu anumite elemente. Se spunea să ne consolidăm lotul. Corect, clar, lotul și din punct de vedere valoric și din punct de vedere calitativ, pentru că este foarte important. Eu mi-aș dori să ne dublăm posturile și să avem o concurență sănătoasă ca să tragă tot, să se pregătească cât mai bine, să nu avem titulari indiscutabili și nici nu-mi place să am titulari indiscutabili. Deci, trebuie să ai mulți fotbaliști, pentru că, uite, se pune problema cu nenorocitul ăsta de virus. Doamne ferește, într-adevăr. În momentul ăla care te atinge și spică 2, 3, 4, ceva de genul ăsta, se pune problema și în România și pentru fotbalul românesc să-i elimine pe cei 4 și să joci cu cei ai. Știu, este preconizat un asemenea protocol. Nu va fi ușor, Doamne ferește, nu va fi ușor. Noi trebuie să avem grijă și să ne ferească Sfântul de astfel de situații. Dar în primul rând este responsabilitatea noastră, a jucătorilor, a conducătorilor, a tuturor, ca să nu avem astfel de evenimente. Spune-mi, te rog, în conferința de presă care a avut loc la prezentarea ta, s-a pus o întrebare vis-a-vis de tunisianul Younes Hamza. S-au accelerat discuțiile cu el? Din câte știu, contractul a fost reziliat. Da. Avem în vedere și sunt anumite discuții cu câțiva atacanți de calitate. Sper să-i găsim. Toată lumea a scos în evidență faptul că echipa a marcat mai puțin, dar aș vrea să... Nu, a marcat foarte puțin. Foarte puțin, dar aș vrea să adaug ceva vis-a-vis de acest aspect. Ca un atacant să funcționeze și să marcheze golul, trebuie să funcționeze întreaga echipe. Tot angrenajul. Atacantul este ultimul om care termină acțiunile colective dezvoltate de echipă. Sunt rari atacanții care își creează singur situații de a marca, atacanți care dezechilibrează, care au această calitate. Mi-aș dori să găsim astfel de atacanți, dar în general, atunci când echipa funcționează bine, când motorul echipei funcționează bine, mijlocul echipei, când aduce mingea în față, când creezi și când pui probleme adversarului, dar trebuie ca tot unitar, toată echipa să funcționeze. Pentru că atacantul este ultimul om care trebuie să termine acțiunile cu gol. Adică băiatul când chiar echipa nu funcționează, normal că este mult mai greu și pentru un atacant. De asta există o vorbă, spunem ce mijlocaș am, ai ca să spun ce echipă ai. Mijlocul este motorul echipei, îți dă echilibru, ai mijlocași de creație care îți participă și la faza ofensivă și îți aduc mingea în față extraordinar, ai mijlocași care știu să-și apere tamponul dintre apărare și atac, e mult mai ușor și apărătorilor și atacanților. Deci, și îți mai trebuie și viteză în benzi, îți mai trebuie... Jucători de dezechilibru să creeze superioritate numerică, să salte adversarul. Îi căutăm. Să știți că este destul de greu, chiar dacă trăim vremuri mai complicate și din punct de vedere financiar. Peste tot sunt anumite probleme. Chiar vorbeam cu cineva ieri în Italia și l-am întrebat care e salariul mediu în Serie B în Italia în momentul de față. Undeva 7.000
de euro. Euro. Și mi-a spus, sunt jucători cu salarii de 3.000-4.000 de euro, nu mai umblă câine cu colaci în coadă. Ok, dacă ai o anumită calitate, clar, un atacant poate să ajungă la 12.000-15.000. Hai să zic, e rar să găsești un atacant la 20.000 de euro. Deci nu mai e ce a fost înainte și datorită acestei situații cu coronavirusul. Economia este foarte afectată, deci plus că m-am orientat și ne-am orientat și spre anumite elemente, jucători români de nivelul ligii întâi, dar am întâmpinat anumite dificultăți pentru că ezită și coborâtul ăsta la ezită, stau pe gânduri și refuză să coboare la Liga a doua. Chiar dacă am putea, să spun așa, să le oferim mai bine poate financiar decât, mai bine o stabilitate decât, și din punct de vedere asta mult mai bine decât la prima ligă, unde nici nu știe dacă neapărat joacă. Păi, exact, dar nu știu dacă te-ai uitat pe ultimele sezoane, adică pe sezoanele care Petrol au jucat în acest eșalon. Echipa, slavă Domnului, dacă tot zicem că n-a avut fotbaliști, înseamnă că ne vede el de sus. Petrolul a avut de fiecare dată fotbaliști. Și fotbaliști buni, vorbesc de nume. Da. CV-uri, toate. Bă, când veneau... Nu știu de ce în CV-ul, nu joacă numele. Când de-aia spun și ție, intra în teren, era o vorbă printre fani. Bă, niște căcăcioși. Li se făcea frică, pur și simplu. Nu era cu mingea la picior. Se duceau, ajungeau acolo în fața porții, nu făceau nimic. Oameni care făceau diferența numelui. Bă, contează și asta. Contează. De multe ori nu e suficient să-ți joace numele. Ok, CV-ul poate să arate impresionant, dar depinde de jucător. Poate n-au mai făcut față presiunii, n-au fost obișnuiți să facă față presiunii la un club precum Pretorul, precum Rapid. Păi trebuie să poți să joci. Degeaba ești bun la tine acolo, nu știu de unde te aduc. Te aduc. Dacă, poate fi caz să nu se adapteze din cauza presiunii. Nu înțeleg. Sunt jucători și jucători. Unii fac față, alții nu... Dar de ce, măi, frate? De ce? Și eu am spus că Petrolul a avut și acum 2 ani de zile când am luptat împotriva lor cu Chindia, a avut un lot destul de bun. Poate le mai lipseau anumite elemente, dar oricum un lot echilibrat. Și anul trecut, eu mi-aș fi dorit ca să găsesc cât de cât un nucleu cu experiență, pentru că 2 ani la rând s-au schimbat garniturile, antrenorii. E complicat, deci s-o iei iarăși de la capăt. Exact. Lumea nu are timp, nimeni nu are timp și noi ne dorim cât mai rapid să realizăm această performanță și să revenim în prima ligă după atâția ani. Îmi doresc foarte mult acest lucru, toată lumea își dorește. Fără îndoială că vor fi și momente dificile, că nu ai cum, un campionat e de cursă lungă, de anduranță și intervin fel și fel de probleme. Probleme. Dar vă dați seama că și pentru mine, într-un timp relativ atât de scurt, în momentul de față, aștept și eu să-mi vină anumite elemente, să le închegăm și sper eu să ne omogenizăm cât mai repede, dar dacă ești fotbalist și ai calitatea, ai valoare, poți să treci mai ușor, să recuperezi mai ușor acest deficit de omogenitate. Acum rămâne de văzut. Dar israeliții ăștia pe care i-ai văzut, sunt fotbaliști cu mai multe meciuri în picioare? Da. Ei nu sunt ăștia... Nu, jucători de calitate. Spun, jucători de calitate... Care ar trebui să facă diferența, păi, da? Da, și mai avem. Trebuie să găsim un echilibru și să facem o echipă solidă. Echilibrată, da. Este timpul scurt. Asta am vrut să întreb. O să vii la un moment dat și o să spui așa cum... Bă, sincer, acum fiecare antrenor care a venit aici la Ploiești a avut această... discuție cu mine aici. Eu vorbesc de ce au vorbit cu mine, ce au vorbit acolo. Toată lumea a spus, ok, să nu vă așteptați că în primul moment
Dar de ce? Pentru că, într-adevăr, veneau foarte târziu, se hotărau să lipseau de celălalt antrenor, venea un alt antrenor, ăla păi era... Hai să vă povestesc ceva. Te rog. Acum 2 ani de zile, când eram la Chindia, Leo Grozav a fost demis. Da. Mă rog. Da. Eu mi-am frecat mâinile. Este fratele meu, este prietenul meu, Leo. Și mi-am frecat mâinile de bucurie. Am zis, aoleu, am scăpat de petrolul. Am scăpat atunci de petrolul. Așa ai spus tu. Așa am spus. Pentru tine. Am scăpat de petrolul. Asta. Nu, da. Pentru mine. Da. Acum o spun public. Da. Da. Am scăpat de un adversar. Chit că a fost egal în Târgoviște, bun. Da? Da, da. Și tu ai fost mulțumit la sfârșitul meciului. Păi când am jucat la egal, da. Mi-am dorit acel egal în meciul retur. Da. Aici, când am pierdut 2-0, Petru a jucat foarte bine, o agresivitate deosebită. Știam acest lucru, era Leo pe bancă, știam ce le cere, încearcă această agresivitate, pressing-ul sus avansat. Deci, foarte, foarte greu ne-a fost meciul tur când am pierdut 2-0. A plecat Leo în iarnă, iarăși au plecat anumiți jucători, au venit alții. Când am văzut că pleacă unii din alții, zic, da. E și mai bine. Nu, deci, normal că ai nevoie de omogenitate când schimbi pe bandă rulantă antrenori, jucători. Deci e foarte complicat. Uite, răbdare, știu, e foarte greu să aibă răbdare cineva în ziua mai de astăzi. Iar la Ploiești e... Bun. Corect. Dar trebuie să vezi că ai intrat vedem echilibrat. Ai intrat și tu în ora asta acum. Același lucru. Ai venit antrenor nou, practic o altă echipă. Deci se întâmplă cam aceleași lucruri ca în trecut. Da. Și mi-aduc aminte de mandatul meu. Deci este o chestiune identică cu ce s-a întâmplat la Auxerre. Tot așa au plecat 14 jucători. Am plecat în stadiul de pregătire cu 15 jucători. Mici. Foarte mici. Jucători care au ars etapele nici măcar la SEFAN, la echipa a doua nu jucaseră. Când m-am întors din pregătire, am văzut alții la meciurile echipei a doua și am spus, ăia de ce nu sunt cu mine și de ce am pe ăștia? Am schimbat, am adus alții, uitați, am adus un fundaș central, avea 16 ani la momentul respectiv, 1,90 m, când l-am văzut, nu mi-a venit să cred câtă maturitate are și ce pasează de bine un stângaci. După un an l-am văzut cu 11 milioane, cred eu, sau 12 la Eintracht Frankfurt. Indica, joacă la Eintracht Frankfurt. L-am luat la prima echipă. Am debutat, aveam cea mai tânără echipă din Liga a doua, am debutat, cred că, vreo 8 jucători care într-o lună au ajuns în vizorul echipelor naționale de juniori. Și între timp, tot așa, jucătorii au venit cu întârziere și cu decalaj din punct de vedere fizic, cu anumite probleme medicale, cu litigii la UEFA și timpul nu m-a ajutat. Nu te-a ajutat. Da. Așa okay. Este. De data asta va fi altceva și am mare convingere și am mare încredere că vom reuși. A treia oară trebuie să reușim. A treia oară e cu noroc. Nu există, nu concep altceva. Sincer, eu nu concep altceva. Sunt foarte setat și foarte motivat. Trebuie să reușim. Hai să luăm o scurtă pauză publicitate și revenim în scurtă vreme.